Daniel Zamfir, atac incendiar la Ludovic Orban, dezvăluiri din ultima edină a Liberalilor. Senatorul Daniel Zamfir, exclus din PNL, lansează un atac extrem de dur la adresa lui Ludovic Orban. Zamfir susține ce a aflat de la colegi o informație conform cereia Orban a ordonat ca pachetul de legi susținute de Zamfir să fie blocate cu orice pre în Parlament. Blocarea legilor împotriva CMTR-ei, obiectiv al PNL? Zilele trecute, la biroul executiv, Ludovic Orban le-a spus colegilor din PNL ce legile lui Zamfir trebuie blocate prin orice mijloace. Acum nu știu dacă o face mânat de frustrările mari pe care le are când e vorba de mine, sau ce pur și simplu trebuie să asiducă la bun sfârșit angajamentul pe care i l-a luat în fața lobbyitilor bancilor și ifnurilor. De ce tare este partidul, însă, în lupta asta, care e una personală? Eu sunt sigur că majoritatea membrilor PNL nu vor ce partidul să apere abuzurile bancilor și ifnurilor. Ludovic cândiva din jurul lui, vor ca lucrurile să rămână. Bancile și ifnurile să continue să-i jecunească pe români. Asta în numele, cic, al principiilor liberale. Legile iniate de mine trebuie să fie blocate prin orice mijloace pentru ce sunt de stânga. Ludovic, am înțeles, tu atâta poti, dar partidul? Hai să vedem, scrie Daniel Zamfir.